Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Jurnal de Reghin. Veste bună pentru persoanele ale căror acte de identitate au expirat sau urmează să expire. Cu ocazia procesului electoral reprezentat de alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 11 decembrie pentru soluționarea operativă a solicitărilor cetățenilor cu drept de vot privind eliberarea documentelor de identitate, programul de lucru cu publicul al celor 16 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județ se va extinde și pentru data de 10 și 11. Decembrie. În scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții optime a procesului electoral reprezentat de alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 11 decembrie, pentru soluționarea operativă a solicitărilor cetățenilor cu drept de vot privind eliberarea documentelor de identitate, programul de lucru cu publicul al Serviciului Comunitar de Evidență a Populației Reghin se va desfășura după următorul program. Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Casieria și Registrul Agricol vor fi deschise începând cu sâmbătă 10 decembrie 2016 între orele 8 și 16 și duminică 11 decembrie 2016 între ora 7 și 21. La nivelul județului Mureș, din aceleași considerente, cele 16 servicii publice locale de evidență a populației își vor desfășura activitatea după același program. Persoanele care doresc eliberarea cărții de identitate trebuie să prezinte o cerere scrisă însoțită de documentele care fac dovada cetățeniei române, a numelui, a stării civile și a domiciliului și o chitanță de 7 lei sau 12 lei după caz. Pentru situațiile în care cetățenii nu prezintă toate documentele necesare, se poate elibera o carte de identitate provizorie, situație în care se vor depune 3 fotografii de 3x4 cm cu o bandă albă de 7 mm la bază și o chitanță de 1 leu sau 6 lei după caz. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș invită cetățenii cu domiciliul sau reședința pe raza județului Mureș să intre în legalitate cu acte de identitate în vederea evitării unor situații neplăcute în care pot deveni contravenienți pe linie de evidență a persoanelor, precum și a situației în care nu vor putea exercita drepturile fundamentale. Persoanele care dețin acte de identitate cu termen de valabilitate expirat sau a căror documente sunt pierdute, distruse, deteriorate sau alte cazuri, au obligația să solicite eliberarea unui nou document de identitate Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor care este arondată localitatea de domiciliu. Eveniment caritabil inedit cu și pentru persoanele cu dizabilități la Reghin. Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, în parteneriat cu Asociația ale Persoanelor cu Dizabilități, au organizat un spectacol de varietăți la Casa de Cultură Eugen Nicoară, miercuri 7 decembrie. Pe lângă tineri artiști ai școlii populare din Târgu Mureș, au evoluat și o trupă de dansatori în scaune cu rotile. Luna cadourilor, perioada în care dorim cu toții să ajutăm să fim mai buni, dar și Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, marcată în 3 decembrie. Toate acestea au stat la baza organizării miercuri, la Reghin, a spectacolului caritabil de varietăți Cunoaște o persoană cu dizabilități. Manifestarea găzduită de Casa de Cultură Eugen Nicoară a fost organizată de Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, în parteneriat cu Asociația ale Persoanelor cu Dizabilități. Mai multe asociații ale persoanelor cu dizabilități ne-au contactat și, în mod special pe mine, ca în calitate de manager al Centrului Județean de Cultură Tradițională și Educație Artistică, să ajutăm la organizarea unui spectacol. La noi, această zi de 3 decembrie a fost debutul acestui șir de evenimente la Palatul Culturii, unde a avut loc un spectacol care, iată, astăzi a venit și la Reghin. Un spectacol oferit de către elevii Școlii Populare de Arte din Târgu Mureș, care Școala Populară de Arte, așa cum spuneam, este o secție a CJCTA, subordonată Consiliului Județean Mureș. Și acest spectacol conține mai multe momente, noi îl numim spectacol de varietăți. Cum nu știm mulțumit de sănătate, cum nu știm mulțumit de cele bune, deși mereu se arată că se poate să ajungem să trăim câte o minune. Și-l opriți, și-l legat, și-așa doamne legat.
Vreau să menționez faptul că vor urca pe scenă persoane cu dizabilități locomotorii care alcătuiesc perechi cu persoane care sunt sănătoase din punct de vedere fizic al membrelor și vor dansa împreună vals, vor dansa împreună tango, lucru care vine să demonstreze și să întărească că nu există imposibil. Deci, prin acest dans își urmează un vis și reușesc să ne transmită și nouă că orice este posibil. Am început în data de 1 martie, dar de atunci mult am făcut. Multe exerciții, mai ales. Cât de des faceți repetiții? Săptămânal. Fiecare săptămână, 2 ore. Cum ne putem încadra și noi. Se vede că vă place, altfel nu v-ar ieși atât de bine. Trebuie să ne placă. Dacă facem pentru altcineva vreo bucurie, atunci și noi ne putem bucura. E o bucurie foarte mare că ne primiți cu drag și ne pare bine că ne întâlnim din nou. Și aș vrea să am un mesaj pentru cei care sunt sănătoși și nu au dizabilități. În data de 3 trebuie să ne deschidem inima, fiindcă persoane cu handicap nu trebuie ocolite, trebuie iubite, fiindcă sunt niște persoane deosebiți. Dacă stai măcar 10 minute lângă o persoană cu handicap, ai să vezi că ei nu sunt o povară a societății, sunt și ei oameni ca noi, numai noi trebuie să le dăm o șansă în viață să se reintegreze în societate. Revine la Reghin academicianul român Ovidiu Bojor, renuitul fitoterapeut fiului Ioan Bojor. Reghineanul în vârstă de 92 de ani va fi prezent la Biblioteca Petru Maior vineri și sâmbătă, cu ocazia a 2 manifestări naționale. Este vorba despre a 2-a ediție a colocviului național care îi poartă numele și cea de a 15-a ediție a concursului național de ecologie care se adresează elevilor de la cluburile copiilor din țară. Ovidiu Bojor va fi însoțit la Reghin de Minerva și Serghei Danișin. Se anunță un sfârșit de săptămână dedicat terapiilor la Reghin. Biblioteca Petru Maior, sprijinită de primărie și Consiliul Local, pregătește vizita academicianului român, fitoterapeutul Ovidiu Bojor. Specialistul în farmacologie, născut în Reghin, fiul al lui Ioan Bojor, va participa la a 2-a ediție a colocviului național care îi poartă numele și la cea de-a 15-a ediție a concursului național de ecologie care se adresează elevilor de la cluburile copiilor din țară. Atâta timp cât încă avem norocul să fie în aceeași dimensiune cu noi, ne bucurăm și de prezența dumnealui. Domnul academician este însoțit de celebra astrologă Minerva și de maestru Gompo, Serghei Danușin. Dumnealor au disponibilitatea de a da și consultanță de specialitate reghinenilor care au nevoie de asta. Manifestările cuprind prezentări de carte, simpozioane și expoziție de pictură, programate atât vineri cât și sâmbătă. Vineri
9 decembrie, începând cu ora 10:30 dimineața, iar sâmbătă începând cu ora 10. Evenimentele se desfășoară doar în prima parte a zilei, pentru că seara sunt concerte în instituțiile de cultură și am vrea ca reghinenii să împartă această bucurie dinaintea Crăciunului împreună cu toți oaspeții care vizitează orașul nostru. Cu această ocazie, reghinenii se pot bucura de prezența unor personalități în domeniul terapiilor, dar și de cunoașterea muncilor. Lansarea câtorva cărți scrise de domnul Ovidiu Bojor împreună cu colaboratorii săi cei mai apropiați, între care Maria Timuc, cartea Aproape totul despre iubire și sex, și împreună cu doamna Laura Miclăuș, Himalaya, de la Ayurveda la medicina modernă. De asemenea, tot acum vom prezenta și cartea domnului doctorand Mihai Gergel, fostul director al Colegiului Silvic din Gurghiu, cartea pădurarului, ghid practic al silvicultorului. Vineri, de la ora 4 la 5, vă provocăm și la o terapie prin culoare și lumină, pentru că la noi la bibliotecă, pictorița Reman Melinda, recomandată de domnul Opriș Ilarie și de domnul Vasile Mureșan, va expune o expoziție deosebită de pictură. Pe de altă parte, vor fi prezenți 10 de elevi ai cluburilor copiilor din țară care iau parte la cea de-a 15-a ediție a concursului național de ecologie Ovidiu Bojor, organizat de Clubul Copiilor din Bistrița. Casa de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin organizează o nouă ediție a concertului de colinde intitulat Bucuria Nașterii Mântuitoare. Evenimentul este realizat cu ajutorul primăriei și Consiliului Local și va avea loc luni, 12 decembrie, de la ora 18. Concertul aduce pe scenă coruri religioase și artiști îndrăgiți, fiecare pregătind momente deosebite pentru publicul din oraș. Reghinenii sunt așteptați la un eveniment deosebit cu ocazia apropierii sărbătorilor de iarnă. Este vorba de o nouă ediție a concertului de colinde intitulat Bucuria Nașterii Mântuitoare, programat pentru luni 12 decembrie de la ora 18 la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu. Este o ediție nouă, într-adevăr, în fiecare an suntem obișnuiți că această activitate se țină. Este o activitate venită și născută cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Este, de fapt, acea bucurie a nașterii mântuitoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și noi o inaugurăm prin, cum altfel decât printr-un colind. Un colind al corurilor bisericești din Reghin, cea celor care vor fi prezenți alături de noi, plus câțiva invitați ce ne vor aduce o bucurie imensă în ceea ce privește aceste colinde tradiționale. Pe scenă vor urca grupul Anotimpuri al Casei de Cultură a Tineretului George Enescu, dar și corurile religioase din Reghin, Alba Iulia și Toplița, dar și artiști locali. Anul acesta vom urca pe scenă corul Bisericii Ortodoxe cu Cramul Sfântul Gheorghe, preot Vasile Popei, corul Bisericii Ortodoxe cu Cramul Sfinții Apostol Petru și Pavel, tot din Reghin, preot Ciolocoi Daniel, apoi Florin Voz, Maria Neag, Corina Flora Covaciu, Alexia Ștelean, grupul Anotimpuri al Casei de Cultură a Tineretului, unde e Enea și Zmaranda German, corul Nicolae Bogdan din Sighișoara, un invitat care de fiecare dată a fost alături de noi, condus de dirijor Anda Moldovan, corul vocal Eclesia al preoților din protopopiatul Reghin, e un cor înființat mai de mult, dar cu o scurtă pauză și acât astăzi revine în actualitate, să spunem așa, cu bucuria cântului și glasul fermecător al preoților, de ce nu, deoarece ei sunt cei care ne aduc bucuria în biserici în fiecare duminică, la fiecare sărbătoare, prin talentul, prin harul pe care l-au și prin dăruirea pe care ne-o aduc fiecăruia dintre noi. Apoi avem corul Apulum al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan din Alba Iulia, dirijor profesor preot dr. Nicolae Topârcean. Și, nu în ultimul rând, corul Arhanghelii al Casei de Cultură Toplița, dirijor Alin Gheorghe Negrea. Și aceștia au mai fost la Reghin, s-au bucurat de ospitalitatea noastră, de activitățile noastre și iată au dorit să fie și anul acesta alături de noi pentru a împlini, să spunem așa, această bucurie împreună, o bucurie pe care, prin energia creată, noi o transmitem tuturor celor care ne privesc, care vor fi în sală și care se vor uita la televizor și vor primi, cum se spune, această curățenie a sufletului prin colindul nostru tradițional. Coordonatorul proiectului este Marcel Naste, directorul Instituției de Cultură, iar prezentatoarea evenimentului este realizatoarea TV Simina Cota. Intrarea la eveniment este liberă.
Compartimentul de prevenire a criminalității Mureș a dat startul campaniei Nasturilor împotriva violenței. Acest proiect își propune să îi învețe pe copii și pe tineri despre faptul că violența nu este ceva normal și că fiecare dintre noi trebuie să ne exprimăm punctul de vedere. Polițiștii îi ajută să se informeze despre ce poate face o victimă, cine o poate ajuta și mai ales cum pot ajuta o persoană care cade victima violenței. Violența și agresivitatea este prezentă în viața noastră pentru că, deși nu ni se întâmplă nouă, ne afectează pe toți. Dacă ne dorim o lume mai bună, o schimbare, trebuie să contribuim fiecare la asta, măcar cu o atitudine diferită. În primul rând, să vorbim despre faptul că violența nu este ceva normal și ne exprimăm punctul de vedere. Apoi ne informăm despre ce poate face o victimă, cine o poate ajuta și mai ales cum putem ajuta. Pot face asta dacă știu și eu că violența în familie este pedepsită de lege, că victima poate apela la poliție, la serviciile de consiliere și adăpost și că poate cere ordin de protecție, că dacă are urme e de folos un certificat medico-legal. O pot ajuta, poate îi salvez viața dacă o ascult, nu minimalizez problemele ei și o îndrum spre servicii. Nu iau decizii pentru ea, nu îi spun ce să aleagă, îi spun că sunt oameni, instituții care o pot ajuta dacă dorește să schimbe ceva în viața ei. Acesta este mesajul compartimentului de prevenire a criminalității Mureș, care a demarat o nouă ediție a campaniei Nasturilor împotriva violenței. Scopul acestui proiect este de a aduce un semnal în rândul copiilor și tinerilor în ceea ce privește violența și modul în care trebuie acționat în momentul în care o persoană cade victimă a acesteia. Imediat după lansare, la Biblioteca Județeană din Târgu Mureș, două grupuri de elevi au vizionat filmul Aripi Frânte, un documentar cu femei din penitenciar care au ajuns să se transforme din victime în agresori. Printre cei care s-au implicat activ în această campanie au fost și centrele din Sighișoara și Mureș pentru copii, ai căror părinți sunt plecați în străinătate, ale organizației Salvați Copiii Mureș. Într-o atmosferă emoționantă, alături de copii și părinți, s-au confecționat brățări cu simbolul campaniei Nasturi Fluturași. De asemenea, un grup de elevi voluntari s-a alăturat campaniei și au dus mesajul polițiștilor la competiții sportive, au confecționat nasturi, brățări și broșe și au realizat seminarii pe tema implicării sociale în ajutorarea persoanelor care prezintă un risc de a fi victime ale violenței. A apărut numărul 3 al publicației social-culturale și de informații Astra Regineană. Lucrarea este publicată de Despărțământul Astra Reghin sub coordonarea redactorului șef Marin Șara, fiind tipărită cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Reghin. Numărul cuprinde 50 de pagini în care puteți citi despre evenimentele locale importante din ultima perioadă, dar și trecerea în revista unor personalități și momente importante din trecutul nostru. 50 de pagini de cultură, social și informații. Asta ne propune al treilea număr al revistei Astra Regineană din 2016. Lucrarea este publicată de Despărțământul Astra Reghin sub coordonarea redactorului șef Marin Șara, fiind tipărită cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Reghin. Numărul cuprinde 50 de pagini în care puteți citi despre evenimentele locale importante din ultima perioadă. Manifestările de la Reghin dedicate Zilei Naționale a României, participarea membrilor Asociației Moșteniri Mureșene la sărbătoarea condăierilor plugari de la Timișoara, simpozionul Satul între tradiție și uitare, organizat de Asociația pentru Cunoașterea Culturii Țărănești, dar și activitățile culturale de la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu. Găsim și articole scrise cu privire la personalități și momente importante din trecutul nostru. Putem citi despre faptele de la 1 decembrie 1918 și participarea reghinenilor la cele momente. Câteva pagini sunt dedicate istoriei Astrei Reghinene și activității sale de-a lungul timpului. Aflați și despre trecutul unor localități din împrejurimi, precum Deleni, Cozma sau Sărmașu. Anul 2016 a fost unul extrem de benefic pentru Casa de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin. Unitatea de cultură a trecut prin câteva schimbări generale care au dat instituției o nouă față. S-au retapițat scaunele din sala de spectacol, s-a achiziționat un sistem de iluminat la standarde europene, iar podeaua a fost schimbată în totalitate cu parchet. Reinaugurarea sălii de spectacol a avut loc în cadrul celei de-a doua ediții a festivalului Acoustic Live. Un an plin de schimbări pentru Casa de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin. Instituția condusă de Marcel Nastea a suferit câteva modificări în ceea ce privește interiorul unității, care a ridicat nivelul calitativ, dar și al confortului în Casa de Cultură a Tineretului.
Anul 2016 a fost un an extraordinar de bun și nu numai 2016, și 2015, 2012 și 2013. De când am venit ca director, am primit susținere integrală din partea primăriei și Consiliului Local, bineînțeles, pe care aceasta mulțumesc atât doamne primar cât și Consiliul Local, că au înțeles că instituțiile de cultură au nevoie de actualizări, să le numim noi, nu neapărat recondiționări, sunt lucruri firești, lucruri care trebuie să existe, cu atât mai mult cu cât în Casa de Cultură a Teledrum s-au făcut investiții, probabil de când această Casă de Cultură există. Am început cu pași încet, e adevărat, dar iată, primind încredere în tot ceea ce facem noi prin activitățile noastre și prin foarte multă muncă și forță proprie, am reușit să ridicăm oarecum nivelul instituției culturale la un nivel cât se poate de firesc și normal, îmbunătățit prin tehnologie, amenajări de săli, de spații, sălii de spectacol în mod special și multe alte lucruri. Cele mai multe investiții s-au îndreptat către sala de spectacol, unde scena, scaunele, podelele și culisele au suferit actualizări la standarde europene. În 2016 am reușit să aducem lumini extraordinar de importante, lumini, să spunem așa, de ultimă generație, necesare unei săli de spectacol, noi neavând până acum ceva specific sălilor de spectacol, apoi am parchetat sala de spectacol, am retapițat toate scaunele din sala de spectacol, am făcut modificări la scenă, apoi am renovat un spațiu, de data aceasta cu susținerea Casei Educației Reghin, printr-un proiect câștigat, un proiect Heineken, câștigat de 40.000 de lei, în care am investit într-un spațiu atât din punct de vedere al rigipsării, zugrăvirii luminilor, cât și achiziționarea unei table inteligente de ultimă generație, care ne ajută la cursuri gratuite care se desfășoară în Casa de Cultură, pentru îmbunătățirea calității, de ce nu, a cetățeanului în toate domeniile necesare. Reinaugurarea sălii de spectacol a avut loc în cadrul celei de-a doua ediții ale Acoustic Live Festival, desfășurat la jumătatea lunii noiembrie în Reghin. Însă evenimentele nu se opresc aici. Sfârșitul anului este unul încărcat pentru instituția de cultură, care va găzdui o serie de spectacole dedicate sărbătorilor de iarnă. Casa de Cultură a Tineretului nu mai are o agendă foarte mare din punct de vedere al activităților organizate de ea, dar sunt cele în parteneriat, sunt cele care găzduiesc, sau mă rog, găzduite de Casa de Cultură, și aici vorbim despre serbări ale liceelor, ale grădinițelor, și datorită acestui aspect nu putem face foarte multe activități ale noastre, ci vom lăsa ca cei care sunt în comunitate să reprezinte și ei partea lor de bucurie acestor sărbători. Este un program destul de aglomerat, dar mai avem obiceiuri și tradiții în data de 17, luna aceasta, când domnul profesor Teodor Frâncu, împreună cu stejăreii, să spunem așa, trupa de dansatori, stejăreii ai Casei de Cultură a Tineretului și o parte a Clubului Copiilor, vor urca pe scenă și vor reprezenta munca lor de un an, aducând tot aceeași bucurie a sărbătorilor de iarnă. Apoi mai avem Hristos se naște, măriți-l sau slăviți-l, o activitate organizată cu Inspectoratul Școlar, Arhiepiscopia Ortodoxă de la Alba Iulia, Prodopiatul Reghin, se va desfășura la Casa de Cultură Municipală, este o activitate construită în Casa de Cultură a Tineretului, dar ulterior, datorită faptului că nu sunt suficiente scaune, am încercat să dezvoltăm un pic proiectul și fiind foarte multe școli sau coruri din țară înscrise la această competiție, acest frumos festival al Colindului, categoric avea nevoie de o mutare într-un spațiu mai generos. De peste 30 de ani, această instituție a susținut viața culturală reghineană, dezvoltând activități specifice tinerilor, dar nu numai, devenind prin bogata sa prezență culturală educativă una din importantele instituții ale municipiului, conectată permanent la nevoile de împlinire și dezvoltare spirituală prin actul artistic diversificat pe care îl promovează. Încă de la înființare, evoluția instituției a fost ascendentă, îmbogățind prin descoperirea și dezvoltarea personalităților tinere dotate cu talent și prin organizarea unor activități de nivel local, dar și național, patrimoniul său și al regiunii în care ființează. Activitățile organizate și găzduite aici sunt diverse, oferind populației posibilitatea de a-și petrece nu numai timpul liber în mod plăcut, ci și posibilitatea reconversiei profesionale prin cursuri sau prin educarea aptitudinilor unor tineri talentați în drumul său spre desăvârșire artistică, soliști de muzică populară, folk, dansatori, actori, recitatori și așa mai departe.
O bază sportivă din Reghin găzduiește de vineri și până duminică o tabără de iarnă pentru portari. Cantonamentul este organizat de Asociația Județeană de Fotbal Mureș și se bucură de sprijinul unor cluburi de fotbal copii și a unor antrenori calificați, inclusiv de peste hotare, cum ar fi din Slovacia. 35 de portari din rândul copiilor și juniorilor și-au anunțat participarea. Dar înainte de a afla detaliile, o ascultăm pe Oriana cu datele despre vreme. Bine v-am găsit! Vineri, cerul va fi acoperit de nori. În Reghin se vor înregistra 2 grade, iar în Târgu Mureș termometrele ne indică 4. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Stă să înceapă un cantonament de iarnă important pentru portarii echipelor de juniori din regiune. 35 de participanți s-au anunțat la tabăra de iarnă pentru portari, găzduită de o bază sportivă din Reghin, în organizarea Asociației Județene de Fotbal Mureș, cu participarea unor antrenori licențiați pro-UEFA. Pregătirea se bucură de colaborarea unor cluburi locale de fotbal, cum ar fi Sporting Reghin și Best Kids Reghin. Vor fi antrenori calificați cu licența pro din Slovacia și antrenorii noștri de portar, că este și o perfecționare pentru ei, îi vor ajuta 35 de copii, toate categorii de vârstă, deci cei mici 2008 până la copii născuți 2001. Cam de unde sunt ei? Din Bistrița, Cluj, Necurea, Ciuc, Harghita, Brașov și foarte mulți din județul Mureș. Chiar și din Reghin sunt aproximativ vreo 15. Participanții vor avea 3 zile cu câte 2 antrenamente pe zi și, foarte important, vor beneficia de experiența unor specialiști, având contact direct cu ei. Vom începe vineri la ora 16 cu jumătate de oră pauză, al doilea antrenament la ora 18, pe terenul sintetic de la hotelul Monte Carlo. Sâmbătă la ora 10, respectiv la 12, 2 antrenamente și duminică aceeași ora 10 și ora 12 înainte de masă, tot la Monte Carlo. Organizatorii mureșeni au ales Reghinul pentru această tabără datorită condițiilor care se pot oferi aici, dar și pentru buna colaborare pe care o au cu toate cluburile de fotbal copii din zonă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează rubrica Jurnal Plus. Invitat este colonelul în rezervă Ioan Chibulcutean, fostul comandant al pompierilor reghineni. Vom încheia cu prognoza meteo prezentată de Oriana. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! E un moment important pentru dumneavoastră, dar și pentru noi reghinenii, fiindcă, iată, ați fost avansat la acest grad de colonel. Vreau să ne spuneți cum ați primit această veste. Da, deci eu îndeplineam condițiile de a fi colonel, cred că de 10 ani. Însă funcția pe care am fost eu la Reghin, comandant de detașament, este funcție de locotenent colonel. Deci, nefiind pe funcție, nu puteam fi avansat. Fiind mutat în luna martie la Târgu Mureș, și aș vrea să menționez lucrul ăsta, eu nu am fost nici schimbat, nici retrogradat, cum foarte multă lume a afirmat, eu am fost promovat. Deci, în luna martie s-a pensionat șeful centrului operațional și domnul inspector șef m-a rugat să mă duc pe această funcție, care, sigur, e funcție reprezentativă la nivel de județ. După 2 luni de zile de pe această funcție, începând cu 15 iunie, am fost numit prim adjunct al inspectorului șef. Deci, a doua funcție din inspectorat, o funcție foarte grea, responsabilă, care mi-a plăcut foarte mult. Și zic eu că am reușit la final de carieră să dovedesc că pot să lucrez și pe o altă funcție, fiind de 26 de ani în același loc de muncă la detașamentul de pompieri Reghin, și
cred că nu greșesc, cel mai vechi comandant de subunitate din țară. Și atunci am acceptat această provocare și mi-a folosit și pentru acest lucru, fiind pe funcție de colonel, cu ocazia Zilei Naționale a României, am putut fi înaintat în gradul de colonel. Totodată a venit și intrarea în rezervă, cum se spune. Orice început are și un sfârșit. Eu fac 55 de ani în luna mai. Mulțumesc. Cadrele militare, mulțumesc, la fel. Cadrele militare se pensionează la această vârstă, îndeplinind toate condițiile. Am solicitat ieșirea anticipată cu câteva luni la pensie, pentru că nu a fost nici naveta foarte ușoară la Târgu Mureș. Eu eram împuternicit pe această funcție de prim adjunct și legea actuală este favorabilă pentru pensionare pentru mine și atunci luat discuție cu familia, am luat această decizie la care m-am gândit mult dacă să ies sau să mai rămân câteva luni cât mai aveam dreptul. Considerat că e bine să ies așa, să zic, după o carieră împlinită și care m-a dus, dacă vreți, pe culmele cele mai înalte la nivel de județ. Mai puteam să fiu inspector șef, dar având în vedere că domnul general Olteanu este mai mic ca mine cu 2 ani, nu mai puteam să sper la această funcție și e suficient și sunt împlinit, mă consider realizat din punct de vedere profesional și am luat această decizie de ieșire la pensie. Atâta vreme vine vremea, trebuie să înțelegeți și lucrul ăsta, că odată orice început duce și la o finalitate. E un moment, știu eu, prin care colegii toți îmi spun că ar trebui să mă bucur, pentru că ce să spun? Stai acasă și primești banii. Pentru mine, fiind un om destul de activ și implicat în viața subunității și ulterior a unității, am fost obișnuit ca și în concediu să muncesc sau și plecam câteva zile la mare, dar în rest mergeam și rezolvam problemele de serviciu. Am ajuns încă să conștientizez, mai lucrez până în 15 decembrie, sunt în perioada de predare a comenzii unității de prim adjunct și nu m-am gândit încă ce va fi după, dar să sperăm că voi fi sănătos și cu siguranță nu sunt persoana care o să stau. Cu siguranță voi regândi ce voi face în viitor după ieșirea. Începe practic o nouă viață, pentru că aveți sănătate și aveți și capacitatea să faceți ceva în plus. Pentru că se întâmplă asta de multe ori, noi cu toții vrem să ne facem util celor din jur. Și dacă vorbim despre asta, putem spune cu certitudine că dumneavoastră ați fost foarte util în tot ceea ce ați întreprins. Eu vă cunosc de 16 ani în această calitate de comandant al unității din Reghin și întotdeauna am întâlnit la dumneavoastră o mare deschidere. Și am văzut că întotdeauna, sub comanda dumneavoastră, misiunile au fost o reușită. Cred că întotdeauna ați fost omul potrivit la locul potrivit, iar această meserie vi s-a potrivit ca o mănușă. Da, eu când am plecat la școala militară de pompieri, la Academia de Poliție, la Facultatea de Pompieri, știam unde mă duc, pentru că în 81-82 am satisfăcut stagiul militar la Arma Pompieri, la Târgu Mureș, un an și 6 luni, și acolo fiind unul dintre cei mai apreciați militari care își satisfăceau stagiul militar în această perioadă. Și vă spun că am avut peste 180 de intervenții la incendiu în această perioadă. Deci știam unde mă duc și ce mă așteaptă. Mi-am dorit cariera militară și vă spun cu toată lipsa de modestie că nu se intră ușor în Academia de Poliție la Facultatea de Pompieri. Concurența e foarte mare și cu 9,50-9,60 s-a căzut în ultimii ani, mai ales că e o armă tehnică, să dă examen și din matematică. Mi-a ajutat Dumnezeu să intru, mi-am dorit foarte mult și mi-am dorit
atât de mult încât am făcut afirmația și dacă aș muri la primul incendiu, tot vreau să fiu ofițer de pompieri. Iată că Dumnezeu mi-a ajutat să am o carieră de 26 de ani, din care 24 de ani de comandant, de subunitate, 23, că în ultimul an n-am mai fost decât pe stat aici și am avut o carieră frumoasă. Am reușit an la rândul să pregătesc generații după generații, tineretul care își satisfăcea stadiul militar și vă spun cu responsabilitate că au fost părinți care mi-au mulțumit pentru modul în care am știut să educ copilul și e o vorbă, zice, armata te face om. După care s-a trecut în urmă cu 10 ani la scoaterea serviciului militar obligatoriu și la profesionalizare. Am reușit să încadrez un colectiv foarte bun la detașamentul de Reghin, să îl pregătesc foarte bine și vă spun că am fost cea mai bună subunitate din județ și dacă am pornit acum 26 de ani la Reghin cu o subunitate care aveau nici măcar o chiuvetă, era o trocă adusă de pe câmp de la vaci unde se spălau militarii, nu aveam WC-ul, aveam în curte unde își făceau necesitățile. Am lăsat astăzi în urmă o subunitate care putem să zicem că se aseamănă cu un hotel. Stau câte patru în cameră, în camera de odihnă, cu condiții deosebite, cu încălzire centrală, cu dotări, cu mobilier, cu televizor, cu o înclădire foarte bine întreținută, cu o curte frumoasă, unde cred că am pus peste 100 de pomi, de care colegii mei se bucură în perioada sezonului de fructe și plec cu fruntea sus, pentru că am muncit așa cum am fost educat de către părinții mei, provin dintr-o familie de oameni simpli, de la țară, cu frică de Dumnezeu, am muncit cu cinste, am fost respectat atât la nivel de unitate, cât și la nivelul inspectoratului general și cât și de către colegi, precum și de autoritățile locale. Da, de dumneavoastră comunitate, voiam să spun. Dumneavoastră vreau să vă mulțumesc pentru că în acești 16 ani de când ziceți că ne cunoașteți, ați promovat mult din munca desfășurată de mine. Vreau să vă spun că nu e ușor să conduci o subunitate, de aceea toată lumea fuge de subunitate și caută locuri mai calde. Mie mi-a plăcut, mi s-a potrivit. Pentru că 24 din 24 de ore, chiar dacă programul e de 8 ore, trebuie să fii la dispoziție și plec cu mulțumirea că în acești 26 de ani nu a sunat niciodată telefonul ca eu să nu răspund sau să nu plec la intervenție, să nu coordonez tot ce înseamnă sau ce a însemnat intervenții grele. Și vă rog să mă credeți că am avut cele mai grele intervenții din județ în zona Reghinului s-au produs și am avut în fiecare an câteva intervenții importante. Consider că am fost apreciat de comunitatea locală și e o plăcere să ies în oraș, deși ies foarte rar, fiind destul de preocupat, mai ales de când sunt la Târgu Mureș, vin doar noaptea acasă. Foarte multă lume mă cunoaște, am eu vorbă că și câinii mă cunosc în Reghin, deci am stima și respectul cetățenilor și consider că atât cât am putut eu împreună cu subunitatea pe care am condus-o atâția ani, mi-am făcut datoria să salvăm vieți, să reducem pagubele sau să fim alături de cetățeni atunci când ei au avut nevoie de noi. Și chiar am o mulțumire din asta profesională la final de carieră că am avut o profesie deosebită, o profesie care mi s-a potrivit foarte bine și știți cum e. Pot să spun acum cu toată responsabilitatea. Munca în armată e și bine plătită. Dar eu aș fi făcut și fără bani pentru că una e când te duci cu drag la lucru și alta e când te duci doar pentru interesul financiar. Eu m-am dus din plăcere, m-am dus din pasiune, m-am dus din dragoste și știu eu, am reușit să am un colectiv care mulți au ce învăța din colectivul de la subunitatea din Reghin. Lucru pe care îl spune și inspectorul șef și cei care au fost în control.
Instituția pompierilor e cea mai de încredere în România și cred că oamenii ca dumneavoastră au făcut ca noi românii să avem încredere în pompieri. Este. Este. Ani de zile ne-am bucurat ca fiind cea mai apreciată instituție, poate prin natura muncii, pentru că noi suntem puși să salvăm vieți și, sigur, și colegii mei din Ministerul de Interne, Poliția, Jandarmii se dăruiesc și își desfășoară activitatea, dar munca lor este de altă natură. Una e când vezi că vine omul și te-a sprijinit și te-a ajutat și ți-a salvat, ți-a stins un incendiu sau aștepți, pentru că eu vă spun, mai ales în mediul rural, ne așteaptă ca pe salvatori lumea ca să ajungem acolo, ca să putem să facem ceva, pentru că ei sunt depășiți de situație și efectiv nu mai au ce face. Și atunci această activitate cred că s-a văzut și contribuie faptul că facem lucruri plăcute și bune și în folosul comunității, contribuie și la această încredere, dar vă spun că și seriozitatea, cred că din școală așa am fost pregătiți, așa am fost educați, eram cei mai, să zic, cea mai exigentă armă la noi și poate și cea mai selectivă la admitere. Și de acolo eram încă formați să dăm totul și niciodată să nu fim mulțumiți de ce am dat, pentru că, sigur, omul când își pune în pericol viața sau bunurile materiale, sunt puse în pericol, au nevoie de sprijin, de ajutor și vă spun că nu m-a lăsat nici indiferent intervențiile în care m-am văzut sau am simțit un dram de tristețe în care am ajuns prea târziu, distanța a fost prea mare sau cantitatea de apă n-a fost suficientă ca să putem să ne facem datoria așa cum se cuvine și e dureros să mergi să vezi că la, știu eu, în special la oameni în vârstă care sunt undeva la 70-80 de ani să rămână fără toată agoniseala în câteva minute și atunci sigur că nici nu au ce căuta în acest sistem decât oameni care au dăruire și care o fac cu drag, o fac cu responsabilitate și nu pentru bani. Noi vă felicităm pentru întreaga activitate, carieră, pentru dăruirea despre care spuneați și dumneavoastră și ne dorim să ținem aproape, pentru că datorită experienței dumneavoastră încă sunt multe lucruri pe care le putem face împreună. Eu vă mulțumesc pentru că, chiar dacă mă repet, ați promovat munca și activitatea noastră cât de des ați putut. Am avut tot timpul cuvinte frumoase și de laudă și a scos în evidență lucrurile reale și frumoase. E foarte important. E o vorbă, zice, presa te ridică, presa te coboară. Eu am încercat totdeauna să am o relație normală cu tot ce înseamnă instituția ale statului. Am reușit să mă țin, dacă vreți, de parte și de latura politică, dar și să promovez activitatea subordonaților în așa fel încât ea să fie cunoscută, să fie apreciată, pentru că am simțit că merită, colegii mei merită lucrul ăsta. Într-o viață, într-o carieră militară, să știți că sunt destule sacrificii față de familie, față de... Numai mă gândeam azi dimineață plecând spre Târgu Mureș la minus 13 grade să stai 2-3 ore la un incendiu cu țeava în mână, să mai suporți și, știu eu, și temperatura și frigul, variațiile de la una la alta nu sunt foarte ușoare. Dar plec de la dumneavoastră din studio încă o dată cu îndemnul pentru tinerii care doresc să îmbrățișeze această carieră militară, că este o carieră deosebită. Poate medicina depășește această profesie frumoasă de pompier. Bine v-am regăsit! Vineri cerul va fi noros. În Reghin, termometrele ne indică 2 grade, iar în Târgu Mureș 4. Pentru Ludu și Iernut se anunță 4 grade. 5 grade vor fi la Sighișoara, 2 la Batoș, 2 la Sovata, iar pentru Stânceni este estimat 1 grad.
Potrivit datelor anunțate de meteorologi, în afara județului nostru, vremea se menține închisă. În Brașov, termometrele vor indica 5 grade, în timp ce la Sibiu vor fi 8. Un grad va fi în Bistrița, 3 grade în Cluj-Napoca, iar pentru Alba Iulia se anunță 8 grade. În București, temperatura maximă va fi de 7 grade Celsius. Vineri noaptea, cerul va fi în mare parte acoperit de nori. În Reghin, termometrele ne indică minus 4 grade, iar în Târgu Mureș, minus 5. Pe parcursul zilei de sâmbătă, norii continuă să fie prezenți pe cer. În Reghin se vor înregistra 2 grade, în timp ce la Târgu Mureș vor fi 3. Doamnelor și domnilor, sunt Oriana Ormenișan și vă doresc să aveți parte de vremuri bune. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!